Să-i amintiți, vă rog frumos, adresa mea când vă întâlniți cu like, share și subscribe la canalul ăsta, că știu că vă place, că am văzut numerele și cifrele. Bărere, ne-ați dus printre stele. După ce-i muri, o să rămână așa scris. Da, bravo, podcast by Mihai Bobonete, din cauza și datorită vouă. Vă mulțumesc din suflet. Astăzi avem un episod senzațional. Bă, dar știți cum? Să cânte trompetele, parașutele, cum erau și versurile. Am invitat un om extraordinar care face podcast de dinaintea mea și o face bine. Oameni buni, ne-am pregătit, am luat de la taz de mâncare, niște aripioare, niște cârnăciori, niște alea, vedem dacă. Am luat de băut de la Emag, mi-a trimis un ricciotto de la Valpolicella, vinul meu preferat roșu din Italia. Eu de câte ori mă duc acolo, întreb tot timpul, ciao bambini, come stai? Vincenzo Valpolicella? Sì, certo, altfel nu stau la masă, atât v-am zis. Începe imediat episodul de podcast cu... Micuțu Cosmin Nedelcu. Aha, MCN. Fix asta am zis. Acum în momentul ăsta aici pe Da Bravo. Unii dintre voi a spus că dacă l-aduc pe Micuțu la podcast, bă, eu mă omor. Atâta dacă am văzut în viața asta, e tot ce vreau, tot ce-mi doresc. Iată că se întâmplă, episodul cu Micuțu începe fix acum. L-am invitat și o să vorbim despre stand-up, pentru că The Full se deschide și o să aibă și o terasă pe Calea Victoriei pe timp de vară, deci puteți să mergeți să râdeți, să-l vedeți acolo. Scrie și la alte lucruri, mai și cântă, mai și râde, mai și glumește, i-am adus de mâncare, am adus de băut, vedem ce se întâmplă. Rămâneți cu noi și scrieți-ne și nouă în comentarii dacă ați fi vrut să-l vedeți pe Micuțu interpretând un rol de femeie, care ar fi fost ăla și în ce film. Salut! Salut! Eu știu în ce film. În ce film? În... Ba, nu știu, am mințit. Aveam ce, o idee. Ce actriță îți place? Ca să, că după aia mergem la film. Bă, dar n-aș fi putut să joc. În White Man Can't Jump? Da. Era gagica lui Woody Harrelson? Nu mai țin minte. Băi, eu țin minte. Dar nu știi cum o cheamă. Dar nu știi cum o cheamă. Nu mai știu cum o cheamă, dar era ceva Gonzales... La Brasita. Dar da, așa ca idee, că presupun că pe aia ai văzut, eu nu țin minte, tu ca femeie, cam ce gen de femeie ai fi fost? Ai fost voluptoasă. Da, bine. Asta unul la mână. Rubensiană. Rubensiană, am înțeles. Da, ai fi fost de asta, de vorbește mult, de... Cu poale. Și cum te-ai fi îmbrăcat? Care ai fost stilul tău vestimentar ca femeie? Nu știu, mă, probabil larg. Îți dai seama, adică să treacă briza printre picioare. Nu neapărat, peste tot, na. Da. Că transpiri prin toate locurile. Și numele tău preferat pe care l-ai fi vrut să-l porți așa ca femeie, să te strige pe stradă lumea când se te fluiere, să-i lasă ochii din cap, să zică hei. Bă, sincer, mie îmi place foarte mult numele mamei mele, Camelia. Și să te fi chemat și pe tine la fel. Păi, Camelia era Junior. Acolo prin Focșan. Camelia, ieși cu Camelia prin parc? Da, și ce are? Dar n-are nimic. Ce are? Atâția, la Ștefan Bănică cum era? Ștefan Bănică, ai ieșit cu Ștefan Bănică Junior. Da. În... Acolo chiar că e. Păi nu, că și la mine se aplică, că știi că pe octavă îl cheamă și Mihai. Da, dar îl cheamă și Mihai, nu îl cheamă. Da. Al doilea, Junior. Da. Hai să comenteze lumea, să vedem părerea lor. Comenteze. Tu ai spus clar, gagica lui Woody Harrelson din White Man Can't Jump. Nu asta aș fi jucat. Eu m-am dus cu gândul la Back to the Future 3, la tantea aia care era, de care s-a îndrăgostit Doc. Pentru că era cu Quan așa. Nu mai știu nici pe asta. Băi, vezi? Bă, asta nu se șterg, că mie că iau pe mână toți invitații tăi. Am văzut că stai așa temător. Da, mi se pare. Și că... pentru că îți transpiră mânuțele, că na. Îmi transpiră, da. Da? Că nu, se nu m-am îmbrăcat larg la mâini. Nu mi-am luat mânușile alea largi. N-ai luat pielea aia de da. Nu se șterg. Au scris toți de ceva. Acolo e bordă, ai pus mâna pe bordă. Aici? Vladimir scrie central, da. E povestea noastră cu Costa din Cămin. Când ne cânta ăla la 6 dimineața, când era dor de măsa, atârnau două picioare așa la mine și la bordă. Și să... Când Vladimir era... Schi, central. Și noi da, știu. Băi, lasă-ne. Am un cadou, așa cum ți-am zis când te-am invitat. Uite, asta e cutia, pus-o liniștiu de acolo. Ți-am luat o cutie plină de trabucuri. Și pistolul ăla de ce? Ăsta e... Tot așa. În caz că le iei acasă. Da. Nu, le iei acasă, ți-o dau cadou. Și ți-am luat cu umidor... Și o colecție de trabucuri de la Churchill până la Fidel Castro Junior.
chiar trimisă de el, printr-o cunoștință de-a mea. Deschide, nu fac mișto. Dar tu știi că eu am exact umidorul ăsta acasă. Atunci o să iei trabucurile și lași umidorul. Măi, Bobo. Da. Dar costă foarte mulți bani și e ce-au. Păi, acum că iei unul. Nu știu, mă, cât costă. Sunt cadou, le dau și mai departe. A, omul... dacă-s cadou, e ok. Nu costă așa mult, mă, serios. Omul ăsta care mi l-a trimis are o cameră cu 3000 de trabucuri. Și dacă o să vadă că ți le-am dat, eu o să-mi trimită altele. A, să-i mai dați domnul cu 3000 de trabucuri. Și eu am acasă, să știi, dar n-am 3000. Fian, lumea de obicei ne compară, știi asta? Ne compară, câteodată ne și confundă, unii mai în glumă, genul lui Exarhu care mă sună și în direct și în ce micuțule te-am deranjat pentru nu știu ce, dar unii serios, adică chiar ne compară. Faptul că suntem amândoi silfizi și... suntem exponenții Ducanului și al... Da, chiar. Mai faci Pilates? Da, faci. Bă, n-am timp, ți-am zis. Nici eu, da. Îmi ocupă filmul. Dar nu-ți lasă gura după un Pilates? Nu-ți lasă gura apă când te gândești cum făceai Pilates? Bă, eu noaptea, nu știe nimeni asta, noaptea mă mai trezesc așa să fac o oră. Da? Da. Ai rămas cu nostalgie în asta? Mă duc să mă piș și după aia mă întind. Pilates, da. Eu doar ala de coloană, ala când mă apucă oprești în trafic. Da, mă întind. Aia la mine fac. Și cel mai mult îmi place aia în lateral când ridic piciorul așa de mai multe ori. Important e să respirăm. Și eu zic la fel. Că ai văzut că se taie după 4-5 scări. Nu ți se întâmplă? Nu mi se întâmplă că nu. Datorită, o să-l trag un pic, datorită faptului că acum când fumez trabuc și nu mai trag închept. Da. Așa poți să urci niște scări. Dar la început când te-ai apucat tergeai închept? Ce, de trabuc? Da. Nu, domne, dar eu sunt chiar de la... Va, da, de la Focșani orașul. Trăgeai în piept. Nu. Nu te cred. O ai dată tras am în tras... piept. Mai ales după ce te îmbătai, nu mai ții minte care e respirația. O dată am tras în clasa 10-a când mi-a fost făcut cadou în trabuc și eram în clasa 10-a. Și normal că am tras în piept. Că eram în clasa 10-a. Utilizările, cum se utilizează trabucul. Tu ai văzut în filme. Și acum nu mai tragi, nu scapă niciodată un fum în tine? Nu-mi scapă, bă, că te omoară dacă scapi un fum în tine. Ba chiar recomand fumătorilor, dacă vor să se lase în afară de iup, da. Se pot lăsa și cu trabuc. Că e destul de simplu și știu că oamenii au senzația că sunt numai prețuri din astea de 100 lei trabucul și așa, dar nu e adevărat. Dacă și tu te-ai lăsat de țigări normale cu trabucurile? N-ai mai băgat deloc, dar elalte? Nu, adică fumez, am iupu, vreo 2-3 device-uri și mai am trabuc. La care stau efectiv și mă liniștesc și mă... Că asta mă calmează, știi? Da? Trebuie să mă calmeze lucrurile în perioada asta. Calmează-te, respiră, așa, bea apă. Vreau să spun că lumea ne compară, unii ne confundă, dar noi suntem persoane diferite. Și cu toate astea trebuie să spun că mie... îmi plac foarte multe lucruri la tine. De exemplu, îmi place că ești onest, îmi place că spui lucrurile pe față și că niciodată, de când te știu eu, n-a fost o chestie asta pe care s-o aflu de la altul, că ai zis ceva și de fapt era altceva. Și mai îmi place de tine că atunci când iubești, se vede pe tine că ești fericit. Mm. Și nu ești ursus, da. Pentru că te cunosc de când cu gluma cu ursul pe care plouă tot timpul și ți-a zis-o, pentru că erai ursul ăla pe care plouă tot timpul, nimic nu era bine. Și cu toate astea, tu faci lumea să râdă. Știi? Și când iubești, pe tine se vede. Și îmi place. Uite, ți-am zis trei lucruri care îmi plac la tine. Ție ce-ți place? Zic eu? Da. Ce-ți place la mine? Bă, chiar pe drum mă gândeam la capacitatea ta de a organiza lucrurile, pe care eu nu am, din păcate. Pe mine, la un moment dat, mă depășesc lucrurile. Mi se pare că pe tine nu prea te depășesc. Și dacă te depășesc, te depășesc rar. Da. Și asta o faci de foarte mult timp. Adică cu mult înaintea mea, de exemplu. Da, oarecum. Păi am și lucrat în cadrul organizat și am învățat de la unul la altul. Bă, tu de când era deco vechi, primul da. Deco, tu de atunci organizai lucruri. Păi de că atunci era o sarcină. Era o sarcină pe care tu ți-o luai imediat asupra ta. Și asta, admir faptul că poți să preiei sarcina. Poți să dai sarcini mai departe fără să
fie pe sistemul bossy și așa, știi că la un moment dat, că dovadă că ți-ai păstrat prietenii până acum. Da. Și ești detașat. În momentul în care faci chestia asta, reușești, până într-un punct, bineînțeles că ești om, să fii detașat. Eu nu reușesc să fac asta. Eu nu, în momentul în care trebuie să preiau organizatoric ceva, sau mă implic foarte mult, mă implic și emoțional, știi? Ceea ce mă distruge. Păi da, da, mi se pare că oricum și la tine lucrurile s-au schimbat. De când ai deschis clubul și ai chestii administrative de făcut, ești mai organizat. N-ai putea să faci treaba asta bine fără să fii puțin mai organizat. Adică nu poate să meargă în dorul Lelii. Da, mă, sunt organizat, dar am are noroc și de Călin, că el de fapt e omul cu organizarea în spate acolo. Tu ai câteodată un sistem de ăsta care funcționează ca un cucun, ai momente în viață în care te acoperi și nu mai ajunge nimeni la tine. Ai dezvoltat sistemul ăsta într-o perioadă în care nu înțeleg, ori cu o vreo depresie, oriceva, momente în care ți-a părut ție că viața e greu. Bă, nu, e de la început, așa am, așa am gestionat eu lucrurile. Mi se pare că cel mai bine eu le rezolv. Mi se pare că cel mai bine îmi e dacă ating căcatul jos acolo, eu, și da, ies eu din el. Asta nu înseamnă că nu prețuiesc ajutorul pe care îl primesc, că primesc ajutor de la oameni din jurul meu. Dar am învățat că după aia încrederea pe care o am în mine, pentru că eu am reușit, după ce am atins marginea și fundul, și am reușit să ies de acolo, încrederea pe care o am mă ajută după aia on the long term, știi? De acord cu tine că te upgradezi, capezi niște skill-uri luptând tu și cu forțele tale proprii împotriva ceva, înveți, dar cred că cel mai important atunci când ți-e greu e să lași să fii ajutat sau când nu găsești soluții. Gen, uite, perioadă, da. Iliescu Belea când nu veneau minerii. Da, unul la mână și doi la mână Belea dacă nu exista cultul ăsta în care face, e ceva acolo. Nu știu dacă, dar nu e masonerie, n-are cum. E ceva ce-l ține veșnic în viață. E o piatră, un talisman. A, să-l fi înghițit? Nu știu, să-l fi adus, să fi fost în perioada aia după ce Aușescu, să fi găsit la el, bă, ceva? Nu, eu cred că în momentul în care a venit atunci regele Mihai, când a vrut să dea mâna cu el și a rămas în aer? Eu cred că i-a supt. Că ai văzut că regele Mihai săracul după aia era foarte... A, și a tras din el piatra regală? Bă, sau, eu așa m-am gândit, că era Petre Roman lângă, care părea că suge eternitatea veșnică din oameni, da, știi? Da. Așa, că de asta prin el rămânea energia, când neavând gât, nu puteai să zici că circulă ceva. Da, și rămâne. În momentul în care l-atingea pe Iliescu, îi dădea ăstuia... Așa, și Meleșcanu, care pare că mai prepară niște soluții așa din când. Meleșcanu a fost cu David Neacșu pe Canoa sau nu știu pe ce munte. Acum, ieri? Sau nu, 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 acum vreo 5 ani. Știu că trebuia să mă duc și eu, mă convinsese David Neacșu să merg și eu pe Canoa. Am început să slăbesc, să mă apuc de treabă și până la urmă a venit Crăciunul. Și, și a zis, bă, nu mai, că vine Meleșcanu. Nu, mai nu, nu, știi ce am zis? I-am zis că nu mai merg, că a fost Crăciunul și astea. Și am zis, hai bă, că l-am dus pe Meleșcanu, nu te duc pe tine. Și am zis, nu, zic, și oricum, dacă aș vrea să merg, aș începe cu K1, K2. Mă duc la K9 direct, cum ca ți-aș vrea. Exact, sau iei de la A. Da, să începem cu Pire Dobrogei. A1. A1 până la K2. Da. Și când o-i fi întremat. Da. Deci Iliescu, tu zici că a sub ceva, în perioada în care era la putere, a sub ceva tare, a tras din altcineva și a rămas în el și aia îl ține tânăr. Eu cred că da, incantații la Dinescu, adică cred că sunt foarte multe chestii. Bă, se poate, că uite, nu vezi că nu mai moare. Bă, asta e fază, eu am făcut gluma asta în special, dar e for real. Eram la Elias cu niște probleme. Și dintr-o cameră a ieșit domnul Iliescu, care era mai sprinte decât mine. Și tu n-ai mai știut dacă ești viu sau mort? Nu, eu știam că ești viu, dar știam că nu mai am mult. Da, adică când a ieșit acolo domnul... Da, da, da. Aproape era în training cu prosop pe gât, așa, și... și dacă s-auzea și pe hol ceva de genul, iese Iliescu, intră în adâncul, da? Exact, da? Exact, exact, exact. Urât. Urât pentru mine, pentru dumnealui e perfect. Crezi tu că e perfect? Eu cred că se cacă, se pișe pe el, nu șterge nimeni. Bă,
Tu ai senzația că există karma. Da. Nu. Nu? Omul care poate să doarmă noaptea după ce a făcut ce a făcut el. Zâmbind. Moare târziu tare. Bă, adevărul că arată destul de bine. Eu cred că și în sicriul meu o să zic, uite-le, parcă doarme. Cum îți merge cu barbershop-ul? Pe Ciobănașului 4, nu? Sau cât e acolo? Pe Ciobănașului 4, acum l-am renovat. Da. Și am făcut un soi de barber, London barbershop, așa. What the fuck mean that? Înseamnă că arată în stilul ăla, înseamnă că o să avem de băut coniacuri, whisky-uri, o să avem trabucuri de fumat și am amenajat în așa fel încât să fie super stylish. Sunt 5 scaune, ai eu și o cameră privată într-adevăr în care o să fie un soi de men's spa, așa. Adică o să ai manicură, pedicură, pentru bărbați. Masaj, da, da, da. Știu, sună nu, ceva mă gândesc acum libidinos, dar nu e. Dacă la o frizerie normală te duci și dai 20 de lei să te tundă, dacă te duci la barbershop și fumești un trabuc, bei și un coniac de 5 stele, îți faci și manicura și pedicura, îi costă ceva. Bă, nu știu exact la ce preț poți să ajungi, pentru că n-avem deocamdată. Eu zic acum ce o să fie la un moment dat. Dar poți să vii pur și simplu să te tunzi. De mult nu mai e 20 de lei la o frizerie normală. Da. 100 de lei, nu știu, habar n-am. Și noi am mers foarte mult timp cu un preț foarte mic, de fapt, pentru ce serviciu ofeream. În primul rând fiind asta cu spațiu privat, știi. Dar neștiind despre ce e vorba, nici acum nu știm neapărat, dar mergem înainte și vedem ce se mai întâmplă. Deci deschis, e reamenajat. E deschis, e reamenajat. E altă față pe Ciobănașului. Da. Dar cum ai ajuns la treaba cu barbershop-ul? Adică de ce nu ți-ai făcut păcănele? De ce nu ți-ai făcut aprozar? De ce nu ți-ai făcut altceva? Cum ai stat și te-ai gândit și ai zis barbershop? Păi n-am stat și m-am gândit. Era... am cunoscut un tip care mă tundea. Da. Și după aia, pentru că mi-a plăcut foarte mult ce făcea și că avea pasiune și dorință de muncă și așa, și visul lui ăsta era să aibă un barbershop, am zis că eu oricum căutam ceva în care să investesc o parte din banii pe care îi aveam și am deschis barbershop, fiind prima mea afacere, practic. Mai mult ai vrut cum ar veni să-l sprijini. Mai mult am visul și să facă... Și să știu și eu că, domne, am pus banii aia într-un loc cu energie pozitivă, știi, și bună și... Neașteptându-mă neapărat să câștig ceva din asta, dovadă că nici n-am făcut-o, din păcate, dar... Da, e. Păi poate, după podcastul ăsta o să-ți vină oamenii să nu-și taie pe Ciobănașul numărul 4, doamne, nu știu să... Și te ajungi milionar mai devreme de 5 ani, nu, cât am bătut noi palma. Nu, am bătut palma în 5 ani și în 5 ani. Bă, se poate întâmpla dacă vine tot Bucureștiul să tundă la Ciobănașului 4 acolo. Oricum nu asta e important, da, fi milionar. Da, ai dreptate, da. Sănătoși să fim. Sănătoși să fim, bre. Și... Că poate o cu pâine mai... Na, ne ține în viață. Mâncam în spate la cămin acolo cu Mihăluș și cu Bordea și la un moment dat avea un pateu de ăsta cu cheită și au luat o pâine și un pateu și Bordea a zis că să facem o ordine. Și că ia el primul, ia Mihăluș al doilea și eu al treilea. Și a luat el, a luat Mihăluș și am luat eu. A luat iar el cu pâinea, băgaia așa în conservă. Știi unde, la chioșcul ăla din spate, din spatele blocului. Dar și noi doi am făcut, da, același lucru. E, ideea că l-am dat Mihăluș și a sărit rândul și a luat înaintea lui. Băia Bordea o palmă și i-a zis, care era rândul? Bă. Dar săracul era și slab, tot bă, timpul a fost slab. Și slab, mă, dar stai puțin, era deci sărăcie de-aia, Lucie. Și noi eram chiar lângă camera de unde se livra iarba în cămin. Avea niște bongosuri de la gagiu și când primea iarbă ieșea pe geam. Era chiar din Focșani, băiatul. Da, din Focșani? Da. Eu zi, vezi? Și de acolo primea, nu primea de acolo? Că Marian nu cred că nu primea de acolo, că nu, în Focșani nu prea. Dar ți-aduce aminte de momentele alea din cămin? Cum să nu? Alea sunt rădăcini. Da? Păi de acolo, eu... Efectiv, când am niște momente în astea în care sunt un pic pierdut și știu că s-ar putea să sune idiot și e amuzant într-adevăr, mai trec pe la cămin pe acolo. Da? Da, ca să rememorez toate camerele în care am stat și ce mi-am promis în momentele alea. Și mai e Petruță?
Nu mai e doamna Petruța. Nu mai e doamna Petruța, e o altă doamnă. Acum eu sunt pe grupul de Căminul Natece. Ai rămas pe grupul de Cămin. Da, mă, pentru că e drăguț. Da. Îți e, încă ai spiritul ăla, știi, că își scriu între ei care are o țigară, dau o felie de pâine. Da, care are ceai. Cu cine stai în cameră tu? Păi în primul an am stat cu doi băieți, tot din Focșani, cu Gabi Costin, cu Edi Cărlan și cu Vladu Drescu. Așa, s-a ales ceva de ei? S-a ales. Gabi Costin e actor cunoscut, adică joacă la teatre. Vladu Drescu la fel, colaborator la Craiova și cred că la Național, să puteți să mănâncă, ca, dar nu știu exact, dar oricum e foarte bine. Și Edi Cărlan are niște spectacole, un one man show. A fost o cameră de norocos, adică n-ai fost ca Eliescu să fii sub din ei toată energia, să fii ajuns tu mare și ei nimic. Da, da, da. Deci s-a împărțit cum trebuie, karma. A fost după note, erau, noi eram primii intrați, practic. Da. Și ne-au băgat în... Era și colegi de an, de grupă. Da, da, da. Și tu ai terminat la cine? La Liviu Lucaci? Da, la grupa lui. Era asistent, nu? Sau profesor de catedră? Era asistent, la clasa doamnei Adriana Popovici. Uh-huh. Și ce crezi, că te-a ajutat școala aia sau nu? Bă, m-a ajutat foarte mult, da. M-a ajutat foarte mult. M-a ajutat că... adică din foarte multe puncte de vedere, nu cred că supraviețuiam. M-a și ajutat, m-a și încurcat. Dar unde m-a încurcat, m-a descurcat stand-up-ul după aia. Mai ții minte când ți-am propus afacere la Amiral, acolo la... Țin minte, o să țin minte iarăși toată viața, că și aia e tot din rădăcini. De ce? Pentru că în momentul ăla eram atât de rupt în cur și cred că și la propriu și la figurat. Cred că aveam niște pantaloni efectiv. Știi că erau, cred că și tu ai avut din aia care se mai rupeau pe aici, dar îți plăceau foarte mult. Da, se toceau de și la cu, da, și mai coseai, dar nu prea ținea cusătura. Ținea maxim da. Două purteri. Și când, cu zob, da. Și când mi-ai zis de turneu prin toată țara, împărțim, eu aveam cât 10 orașe, ăsta avea 10 orașe și erau 6 milioane sau cât erau, 10 milioane pe oraș, ceva gen, pe da. Vreme. Ceea ce era uriaș, uriaș. Și ții minte că am coborât scările de la sala Palatului și am luat-o pe jos pe Cămin cu zob, că bineînțeles n-aveam, adică nici, bilet să, de, nici da. Să ne permitem să ne luăm amendă, ne permitem... Și am luat-o pe jos și era exact ca în filmele cu proști. Eu ziceam ce, că abia aștept că vreau să-mi iau mamă și mi-au, nu știu ce voiam eu să-mi iau, nu mai știu, ATV, nu mai știu ce voiam. ATV vreau, sărac... trebuie să-ți iei de, nu mai de la sărăcia cu pantalonii rupți, aia erai. Noi... Las că scăpi și de pantaloni și am iau un ATV de la mare. Noi abia cu o zi înainte avusesem o filmare, sau doar eu, nu mai știu dacă era și zob, filmam la garsoniera tipului de la regie. Da. Apartamentul, pardon, de două camere și mai stătea cu un băiat. Băiatul ăla la nu știu ce facultate, dar era pe calculator. Și avea ăla în balcon, băiatul ăla, avea o stivă, deci cât e frigiderul, așa, cu cutii de pizza, de la Trenta Pizza, parcă era. Ceva ce era scump pe vremea aia. Da, 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 de nu ajungeai. M-am uitat cu o poftă la cutiile alea cu pizza. La goale. Și mă gândeam, da, și a venit ăla în timp ce filmam, îți dai seama, pe nimic, că, na, da. La regie ăla, îți faci și tu mâna, și a venit ăla cu o felie în mână așa, a mușcat, a lăsat marginea, de asta eu nu suport oamenii care aruncă marginea de la pizza. Înțeleg de ce. Eu mănânc marginile, deci le iau după alții și le mănânc. Înțeleg de ce. Bă, dacă l-am văzut pe ăla cu marginea așa, m-a aruncat-o în scârbă în cutie și după a aruncat cutia peste celelalte, eram... Dar nu te-ai gândit cam câte margini erau în alelalte? Păi asta e, câte margini erau acolo și eu nu mai mâncase în două zile. Că se întreabă lumea, de ce ești gras, micuțule? Că mi-am recuperat, că a trebuit să recuperez un pic. De asta sunt gras. Ai mâncat și partea la ta, dar de pizza. Am ai mâncat moale acolo, și coșile capăt. Altora și tot. Bun. Și până la noi cum a? Și zop ce zicea că vrea să avea și el planurile lui? Nu știu, și el avea niște planuri, ceva, schijet, nu mai știu ce. Schijet și ATV? Da, nu știu. Cu astfel capăt de acolo. Nu știu că în loc să zic ATV pizza, da. Eu m-am gândit la ATV, nu.
Dar ne făcusem planul, adică eram gata, deci 12 milioane aia, 36 de milioane ăla. Gata. Bun, da. Îmi pare rău că n-a ieșit. Nu că n-a ieșit, n-ai mai dat niciun telefon. Da, după aia, lasă că n-a ieșit. Tu știi cum a stat rupți în cur lângă telefon, așa era. Nu e, mă, că azi sunt 5 zile. Hai, mă, Bobo, hai. Da, eu am coborât. Ce atitudine? Eu am coborât și mai încântat, pentru că eu m-am întâlnit cu Justinian, cu Justinian Radu acolo, că el era cu turneul, cu nu știu ce, și el după ce mi-a zis, mi-a zis, trebuie să te ocupi tu, găsești doi băieți care să-mi facă treaba asta și tu iei cât iau ei la comun, adică dacă vă dădeam câte 10 milioane de fiecare pe oraș, eu am 20 de milioane doar să vă trimit acolo. Și normal că m-am gândit. Păi de asta aveai atitudinea aia. Păi da, păi. Pe deci cine erai castorul eu? Șef să-mi bapă cu el? El care stătea în umbră cumva. El stătea așa, îi bătea un pic umbra pe față, așa nu vorbea mult și tu erai în față. Da, tu aveai atitudinea aia de băieți. Nu știu dacă știți cum arată banii, vă explică Bobo. Da. Păi da, da, și eu mi-am, dar eu n-am mai sunat că și eu mi-am luat aceeași steapă, că nu s-a mai făcut și apucat să mă împrumut. Că și tu erai, da. Dar dintre... A, și m-am și împrumutat. M-am, și eu m-am împrumutat. M-am împrumutat de 3 milioane. Speranța că... M-am împrumutat de 3 milioane, am zis, îi dau, vezi că am turneu. Dar cea mai, dublu. Cea mai bună referitor la bani rămâne în continuare povestea cu negocierea ta pe care ai avut-o cu Dan Kiș și cu Radu. Negociere, nu? Radu, da. Isaac și tu, care trebuia să negociați cu Kișu, pentru că voi luați până atunci cât? 50 de lei. Sau cred că 20. 50 de lei. Nu, cred că nu mai știu. 30 de lei? 30 de lei luați. Da. Că erați la openeri. Erați trecuți openeri. Nici nu era opener. Da, nu contează. Ideea că erați nou veniți cum ar veni pifari, da. Și erați pe 30 de lei. Și noi luam 1,5 milioane sau nu mai știu cât luam. Luam mai mult decât voi, de 5 ori. Mm-hmm. Și v-ați decis voi, tu cu Radu Isaac, să puneți... Nu? Mm-mm. Dar cum s-a întâmplat? Nu. Avea, nu știu ce, a avut Kiș o zi mai specială atunci și a fost la show, deci avusesem show și el era sprijinit de bar aici, da? Era ceainăria aia, că mi-aduc aminte unde stătea sprijinit, era aia cu lumine așa și stătea cu spatele exact aici, la da? Bar, mă, da. Exact pe bar, acolo a intrat. Și voi erați lângă el, și în linie? Eram, nu, și noi eram sprijiniți vis-a-vis de el. Pe masa, știi că erau caie, erau mesele alea înalt. Și erați, tu erai lângă Radu? Ce era lângă face? Radu. Da. Eu eram, Radu era în stânga mea și Kișu era... Și pe scenă cânta Alexandrina. Nu, pe scenă nu era nimic. Nu? Nu. Eu așa mi-aduc aminte că era muzică. Era muzică, dar era muzica din, okay. Din ceainărie, din decu. Așa. Și Kișu stătea sprijinit așa cu coatele pe, așa, abia se întorsese din Madagascar. De unde făcea el o poșate în cascada peruană. Și stătea în coate așa și a zis, avea gumă. Și a zis, mă băieți, deci muzica era, nu știu să zic așa, nivelul un 35%, da? Da. Bă, îmi place foarte mult. Foarte mult. Chiar mă gândea să fac niște contracte acum. Deci nu mai toată lumea contract, nu mai discut. Și voiam să vă propun dacă vreți să semnați. M-am gândit așa la sume... Dar vedem cum se întâmplă. Da? Hai, vorbim. Și-a plecat. Deci s-a pișat pe noi cu o clasă. Bă, și am rămas eu cu Radu, că asta după Radu aia... povestește și zice că făcea, el când făcea asta, când făceai tu din buze, ci că Radu, că a zis că, băi, eu am probleme cu urechea stângă. Și am crezut că îmi tăiase Dumnezeu și urechea dreaptă. Știi că tu erai nemișcat și el făcea înspre Kișu așa. Da, 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 da. Exact așa făcea. Adică se ducea cu capul și unul spre el să vadă încerca ce să... Da, cum da. Se întâmplă, da. Așa și pleacă Kișu. Și rămân eu cu Radu. Bă, și eu cu Radu. Deci exact bucuria, eu cu Zop pe scările de la Sala Palatului. Așa. Și eu cu Radu, mamă, contracte. Bă, ești nebun, contracte de stand-up. Dă-te-n... We made it. Da. Și zice Radu, bă, dar tu ai auzit de bani? Câți bani?
Zic, nu, am crezut că ai auzit-o. Și a fost asta, nu. Îți dai seama, n-am semnat niciun contract după aia. Da. Am mai mers așa. El zice că n-a fost așa chișul, dacă îi zici, că el v-a zis clar că vă dă 50 de lei. De asta am fost noi așa, da. De... Yes! Încă 20 de lei, era, domnul Chișu! Da, el așa, zic că sunteți morlan. Nu, e mă. Că v-a zis că vă dă 50 de lei. Da. Și așa se supără pe mine, vezi că am povestit la tine acum, iar mă sună. Da, bineînțeles, numai că e plecat la Monaco și e mai scump. Păi, îmi dă mesaj. Mesaj, primim poștă. Da. Felicitare. Da, exact. Primești felicitare cu Monaco și pe spate, da. Iar ai zis-o pe aia. Iar ai zis-o pe aia. Dar a fost drăguț că am povestit-o la un show. Și la show-ul ăla erau Sârbu, Țeavă, nu mai știu, erau... Da. Și apropiați de lui Dan, știi? Bă, au râs ăia... De sau căca pe ei. Și de atunci a început să mă sune. Să nu mai zici. Ce faci, mai ai început să faci la show? Că să nu mai zici, bă, la nimeni. Băi, ți-amintești tu greșit. Da, pe asta zice. Bă, că însemna pentru mine era milestone. Era, de acolo începea viața pentru mine. Cum așa cum a gestionat el situația și cum a fost, cred că fără Dan Chișu noi n-am fi ajuns aici. Absolut, adică absolut. Nu s-ar fi întâmplat și eu îi sunt recunoscător, cum cred că și tu ești. Zi-mi și mie despre tatuaje, că vreau să vorbim apropo de desene. Ce sunt în mare parte? Că văd că o mână e numai cu Tom și Jerry, Johnny Bravo și nu știu ce. Și într-o parte e cu lupi. Zi-mi despre ele. Și după aia, dacă vrei, zic lupi. Unde vezi lupi? Aia e tatuaj de Chuck Norris. E munte cu lupi și lună. Că vrei tu lupi, că te-ai îmbătat în seara aia. Bă. Și ai început, băi, puneți-mă lupi. Păi ascultă-mă, da. Puneți lupi. Pentru că eu când văd aia, văd liliacul, da, liliac ai pus în lună. E un liliac care zboară în lună. Nu e care zboară în lună, e Batmobilul. Bă, se îmbătase, unde e Batmobilul? Batmobilul. Nu e, mă, e Batman. Dar munții aia de ce i-a făcut? De ce i-ai făcut dacă n-ai făcut lupi? Fă 5 lupi! Iar încep cu lupii. Fă 5 lupi. Păi da, mă, da, eu nu așa... Nu pun, mă, niciun lup aici. Moră de n-arbege, micuțune, un lup. Că nu mi-a ieșit. Un lup de la mare pufos, care stai așa și urlă așa, și alb și gri merge acolo, orice. Este un template de tatuaj și tot și-l fac băjeții ăsta cu pădurea și lupul care urlă la lună. Da. Da, nu. Cine ți-l-a bătut pe ăla? Păi... O tipă, Simona, care a fost și la Simona Pope. Nu știu. La ce salon? La Macavei. Mm-hmm. Așa, și după aia, pentru că era prea feminin, am mers la Zaed să mi-l mai mărească. Acum, și din cum păcate, a făcut? Cum a și mărit... Am mai pus la braze acolo, am mai dat... De unde tu vii într-o zonă unde se defrișează masiv? Cine, mă, în Francia? Da. Și mie mi-a bătut Zaed, mi l-a bătut pe Amza Pelea. Și a ieșit foarte bine. Nu te-a durut un pic? M-a durut, mă, și la final mi-a ieșit de crema aia. Bă, deci nu venea să strâng de gât, mă, după 7 ore. 7 ore a bătut. Ce cremă, mă? Faci mișto de nu e adevărat, există o cremă pe care după aceea tu nu mai simțeai nicio durere. E alb-negru? Da. Păi da, asta, dar la culori nu merge crema aia. Păi da, la alb-negru am mers, dar târziu după. Și acum ar trebui să-mi facă John Max, să-mi facă un arhanghel. Da, se tot gândește. Arhanghelul Mihai. Da, dar tu știi că eu când m-am dus la să-i să fac arhanghelul, mi se părea că sunt foarte inovator și mi-a zis Zaed, de-aia nu am vrut să-l bat. Să-l bată el, că toată lumea și toată lumea fac asta. Păi. Și eu nu știam. Mi s-a părut că stă așa. Tu ce ai, Tom și Jerry? Upi? L-ai pe la... Ce ai zis, mă? Upi, cum îl chema pe câine la alb? Drupi. Așa, zi-mă ce mai ai pe bune. I-ai făcut pe toți? Nu cred. Nu am făcut chiar cu toți, nu. Dar sunt... Familia Flintstone? Jetsons. Johnny Bravo, că na, ciobănașului tingi? 4. Băi, pune-mă pe televizor acolo să vezi cum trebuie. Numai că le-a scris aici. Da, le-ai.
Eu mi-am făcut desenele copiilor, știi? Ți-am arătat, n-am mai stat să mă mai gândesc. Și apropo de copilărie, în clasa 5 ai spart geamurile cancelariei. Asta mi-a scris mie pomană. Ce s-a întâmplat? De ce ai spart geamurile cancelariei? Ce ai făcut, Bobiță? Am auzit un... da, da. Nu, ți-ai zis, nu mai pune la final, tu ori pui punct, ori semnul exclamării, ori urași goală, ori nu mai faci. Am pus și în semnul întrebării. Ce ai făcut, Bobiță? Nu e bine. Deci te duci în sus pe... Ce ai făcut, Momiță? Te duci prea sus. Ce ai făcut, Bobiță? Păi, nu am dus în... Mai liniare, mi-a ridicat fusta și mâncă, baby! Dar nu m-a fost pe asta. Așa a sunat, că te ridici, tot timpul te duci prea sus de cap. Pentru că așa... Diafragmă, diafragmă. Ce ai făcut, Bobiță? Dragi, e așa, n-am murit. Stai tatu din Galați. Da. Ce ai făcut, Bobiță? Nu ți iese. Zic cu cancelarea, de ce ai spart geamul? Asta, deci în mintea mea a fost un vuiet. Pentru că treceam, era vineri, terminasem orele, da. Și ne-am întors la școală să jucăm basket. Okay. Și pe drum, cu băieții, treceam pe lângă cancelarie. Gândește că în fața cancelariei era un soi de... Era pământ, știi cum se obișnuiește în provincie și în fața blocului. E o bucată mare de pământ, așa știi, în fața blocului. Așa era și aici, cu pomi. Așa, că asta mă gândeam, cu pomi. Cu pomi. Da. Și probabil unde și îngrupau profesorii animalele domestice după ce... Nu știu de ce, e prima oară când mă gândesc. Era ciudat asta la foc. Știam cum își îngropau profesorii acolo în fața carcerarii pe bucatea de pământ. Păi probabil de asta nu erau pomi deși. Nu e cum aveai tu pe mână. Te-a făcut zaed. Ăștia-s mari. Ăștia-s mari. Prajuri. Ăștia-s mari. Ăștia-s mari. Da, și... Și treceam pe acolo și venise primăvara, știi? Și am văzut, probabil de la sentimentul ăsta de voiam să fiu liber, am văzut un cataroi pe jos, dar efectiv cataroi. Adică ce-ți vine în minte când auzi cataroi, aia era. Cataroi, da. Și am luat cataroiul, posedat de... Vuietul care ți... Vuietul libertății și de revolta mea împotriva sistemului și împotriva regulilor și l-am aruncat spre geamuri. Spărgând două dintre ele, da, cu brio. Erau geamuri duble din alea mari, înalte, cât aproape cât draperiile astea. N-am aruncat cu intenția de a le sparge, am vrut doar să... Știi când ești protestatar și arunci spre jandarmi, dar sper să nu-l lovească? Da. Așa eram eu. Eram, băi, sunt cu băieții, e un act de curaj și de justițiar, dar sper să nu-mi iasă. Când am auzit crank, strâng, strang și ai început să plângi, s-a dus vuietul, nu, a venit liniștea? Nu. M-am îndreptat de spate și am fost, asta e, mă, băieți. Și ăștia s-au uitat la mine că la un conducător adevărat, știi? Da, că spărți. Și am zis, acum ne jucăm. Și după aia am mers, ne-am jucat basket. M-am întors acasă, am zis, bă, oricum nu era nimeni, n-are cine să afle. Și după aia, dimineață, luni, la școală, am simțit că era un pic de presiune în aer când am intrat în școală. În primul rând, știau, se țipase deja pe holuri. Bă, ți-am zis, venise și primăvara, dar nu se lăsase căldura încă, știi? Și tot veneau profesorii cu gecile așa în clasă și ziceau că e foarte frig în cancelare. Eu mustăceam așa, râdeam pe sub, așa că, na, ce să-și dea seama, la colegi n-am zis. Și vine administratorul la mine. Administratorul care acum e în PSD. Deci un om super, nu știu. Și, de atunci. De atunci, da. Un om drept, da, brav. Și a venit la mine și a scos mine. Am aflat că ai fost tu. Tu știi că ți-am bătut eu ca să ajung să-mi spună? Că tu ai spart geamul? Mamă, nu cred. Bă, deci a bătut vreo 3, așa. Dar i-a bătut. Și până la urmă unul a cedat. Și până la urmă unul a zis că am spart eu. Și a venit dirigenta, care era și directoarea adjunctă, și a zis
cine a spart geamurile de la cancelarie este rugat să-și strângă catrafusele și să plece acum acasă și să se întoarcă de mânuță cu mama sau cu tata. Ea știa? Și am strâns catrafusele. Știa, știa. N-a dat numele în clasă, a zis? Nu, nu. Și mi-am dat seama că azi e ziua în care voi muri și am început să merg la geamgii, am căutat geamgii, că poate aveam niște geamuri așa să-mi dea și mie de pomană. Să pui acolo la loc. Mă gândeam ce să-mi vând. N-am. Și nu te-ai dus la mai câte așa, că tu ferm, drept, cum erai, nu, nu. Legionarul copiilor. Nu. Mamă, tată, au spart niște geamuri, rezolvați. Nu. Nu, nu. M-am dus acasă. Știi că era aia că dacă dormi nu te bate? Da. Nu funcționează tot timpul. Mai ales că a venit Adi, săracul, fostul meu coleg Adi Baciu, care a venit săracul cu mapa în mână, era roșu la față. Mama exact atunci vorbea la telefon cu dirigintul. Și făcea, aoleu, doamnă, nu cred că a făcut așa ceva. Și am deschis ușa, când bătuse la ușă și era Adi săracu, avea un map în aia. Și era roșu așa, că alergase până la mine și a zis, bă, Cosmin, iartă-mă, dar m-a trimis dirigase zilul mai dacă a că dacă nu-i zic, scade nota la purtare. Stai mă liniște că acum vorbește cu... Era la bă, telefon. Te rog, eu pot să verific. Poți să verific, genial asta. Da. Poți să verific, să fie sigur că... să fie sigur că vorbește cu tine acesta. Ca și da. Dacă îi mai zic eu. Da, da. Ai zis la un moment dat că ai vrea să se legalizeze iarba în România și dacă s-ar legaliza, ai avea fermă, roșii, castraveți, fasole de-aia și marihuana. Da. Mai și crezi? Stau în spatele... E că asta e o chestie la care nu o să renunț. Ce? Gândul că la un moment dat s-ar putea să am un restaurant, da, în care să facem mâncare moldovenească preparată cu cana butter. Adică unt cu cannabis. Pe lângă partea recreațională, medicinal vorbind, e ceva senzațional. Și mi se pare că poți să ajuți foarte mulți oameni. Și gândește că într-o bună zi în România vei putea comanda acasă un pui și niște cartofi care au fost făcuți cu unt cu cannabis. Și să mănânci și să ai un weekend absolut relaxat. Să mănânci, să începi să râzi. Să te trezești duminică. Să te neci cu puiul. Ei, te înnești cu puiul, mi-a zbaș panică direct. Păi da, îmi dau trip de acum, tu ești nebun, mănânc cana butter cu cartofi, dar când iau puiul, mi se pare că îi crește mai mult aripioara în mine decât în afară. Băi, omule, ține mai mult os afară, tot timpul. E... Mai mult os afară, regulă, da. Mai mult os afară. Care e cel mai urât trip pe care l-ai avut vreodată? Te-ai speriat de aici, păi, să moară un sănă, cred că mai bag. Nu prea am avut. De obicei a fost relaxant și amuzant. Tot timpul? N-ai avut momente de astea în care ți-a părut că... Am avut... Am avut un moment în Amsterdam când am făcut greșeala să mănânc și chestii, să mănânc eatables din alea. Edibles, de fapt. Așa se rostește în americană. Scuză. Și fumez. Scuză pentru cei care vorbesc americana... Constant. Nativ. Nativă. Și am și fumat foarte mult. Și la un moment dat se închideau pereții și eu nu mai eram eu. Călătoream în mine. A fost foarte nașa. Dar tu ai fost în grupul de băieți care au luat ciupercile pentru cătare și trebuiau să zboare la București și s-au amânat zborul de la zăpadă? Nu. Nu erai cu... nu erai cu Badea, cu Bordea, cu... Atunci? Nu, nu. Dar știi povestea? Mi-e greu niște... să cred că e 100% adevărat. Și mie mi-e greu să cred, dar e fantastică, pe de-a dreptul. Dacă așa s-a întâmplat, este... E de ei, adică îi văd în stare. În primul rând, din câte știu... Ciupercile nu ajută la potență. Nu neapărat ciuperci. Au luat ceva care ajuta la potență. Nu mai știu dacă ciuperci sau ceva. Ideea că nu puteai să treci cu... De frică să nu treacă la aeroport. Și au gândit, bă, dacă sunt ilegale, nu putem să plecăm cu ele din Amsterdam. Și mai bine le consumăm acum. Că au zis aia că aveau efect 6 ore. Au calculat zborul 3 ore. Și așa mai departe. Doar că aici a nins puternic, s-a închis otopeniu.
Și ei luaseră alea pentru, pe aeroport. Și nici nu i-au mai lăsat să iasă afară. Nu există. Și dacă ieșeau afară, ce făceau? Păi nu, că mai fai o țigară, te mai lua frigul, știi? Da, da, da. Că de la frig se face mai mică, dar... Te băgai în zăpadă. Te băgai așa, în zăpadă. Așa știi povestea. Se poate să nu fie reală. Nu, să cred fie că e reală. Tu ascult ce zic ei. Na, am râs, mi-a plăcut. Da, așa e amuzantă, dar nu cred că... Plus că gândește după aia și ce? Îți pui geaca peste. Unde drag pui geaca? Că să lume, o zic că numai, dar ce nu țineți, domne, în mână? Cine... Cine zice, mă? Mă, nu știu, olandezul ăla. O să fie o doamnă de vizami. Ține, domne, geaca în mână, nu o pune, că se vede pune dita erecție. O carpă carbasan, dita e geaca. Exact. Da, doamna, am și geanta aici. O, ce carbasar mare! Da. A venit carbasar mai aici prin aeroport. Hai, doamne, că te-ai strecurat printre scaunele astea, e mai lovit în noi când ai trecut. Da. Unde, doamnă, eu? Da. Mi-a dat cu carbasarul ăla în cap, tu nu vezi că se mai bătrână. Hai, prinde-o și pe aia cu centura, te rog eu frumos. Încă în avion. Mai plecăm, că nu poate să închidem ușa de carbasarul, domnul ăla. Da, da, doamne, mai așa să închidem ușa la... Ajută, domne, îndreaptă aripa cu carmasan. Dragul, domnule, aripa. Dar puneți-vă tot să decifrăm avionul. Ia uite, mai sunt încă doi cu carmasanele mari. Ce ați ocupat? Ați dat ciuperci de sculare? Da. Da. Orașul dracului. Ăla, ăla e. Fie, mi-a scris asta aici pe o mană, nu știu ce, jur că am anunțat-o, dar nu știu despre ce e vorba. Lumea face glume cu graș cu tine și cu mine și aha, ce ne mai amuzăm. Și știu că cu toate e greu, cu toate e ușor, dar știu că gluma ta preferată despre tine, gras, este gluma lui Cristi Popescu despre cum s-a îndrăgostit Dumitrița de tine și eu nu știu care e. Da, e de la rostul lui Marian Godina. Da. Și a zis că au fost două. Una a fost cu căz Taj Mahal. Taj Mahal. Taj Mahal. Și a doua cu Dumitrița, care așa ne-am cunoscut, că mergea dimineață prin parc și eu, pentru că bețiva, dormisem pe o bancă, așa, cu fața pe spătarul băncii, așa, și cu spatele în exterior, și de copii mi-au scris pe spate: Basarabia e România. Ce bună e asta! Excelentă! Da, bă, băiat. Foarte mult. Bun. Ai zis pe Facebook, de când am văzut la postarea, o știam dinainte și eu auzisem cu cum se vaită unul cu dublă personalitate, cu vai de mine și de mine. Ai avut status acum o săptămână. Și am râs, nu mai știu când am auzit-o și eu prima oară, și am râs, dar prima oară am râs că de complezență, că au râs alții când erau lângă mine, știi că eu n-am înțeles-o inițial. Și după m-a prins pe acasă. Serios? Da, bă, da. Mai am momentul de asta în care trece pe lângă mine. Păi da, e vocea aia de bunică cu vai de mine și de mine. Da. Wow. Da. Se și așează, adică vai de mine și de mine. Opa. Mama aia se ducea și mai mult. Avea momente când era vai de mine și de mine. Erau multe acolo, era. Da, da, mulți. Zi-mi, apropo de asta cu vai de mine și de mine, câte personalități zac în tine? Bă, cred că trei. Toate sunt bărbați? Da, da. E... Adică tu n-ai grasa din tine, cum am eu, cum are Exarhu, cum... Nu. Nu. Deci sunt bărbați. Odată a apărut când mi-am scos cercei și am renunțat la ei definitiv atunci. Și am zis că nu o să mai por niciodată. Când am mers la filmare, a zis Naie Caranfil că dacă îmi rat barba, mă ia în rol. Așa. Și am zis, na, prins la Naie, merge. Îți rați barba, na, ea crește. Și am încercat totuși, că mă văzusem cu el cu vreo lună înainte și am zis, bă, poate s-a răzgândit. Și am ajuns la filmare și doamna de acolo, de la machiaj, a zis, ție trebuie să-ți radem barba. Și a zis, poate îmi lăsați doar ciocul, așa că vorbesc cu Naie, că sigur ne de acord. Și a zis, nu știu ce să zic, dacă mi-a zis toată barba, toată barba. Și tot mai venea Naie și zic, Naie, las eu doar cioc. Și a zis, nu, nu, tot, dacă vrei rol. Și a zis, bine, tot. Și eu eram în perioada în care purtam cercei. Am filmat în ziua aia, ajung după aia acasă și nu mă văzusem în ziua respectivă. Te văzuse fără barbă? Și am ajuns acasă și m-am dus la oglindă în baie și
scuteam cercei așa și lăsam pe marginea chivetei și m-am simțit ca o doamnă profesor de geografie care ajunge acasă după o zi grea cu toți handicapații la agricol. Violată. De la agricol, că te înjură ăia, vin ăia, fă, dă-te morții, măte, că da. Te bat așa. I-a scuipat-o pe directoare lângă tine, era. Și scuteam așa. Și după aia nu i-ai mai purtat? Am pișat pe ei. N-ai mai putut. Dă-i, dracu de cerci. Deci aici să fie ieșit ea din tine. Și celelalte trei personalități care sunt... Învinsul deprimat plouat. Da. Care de când ești cu Dumitrița, să recunoaștem, nu prea a mai venit. Mm. El mai vine, dar din considerate profesionale. Așa? Profesional. Nu-l accept. Așa, după aia, ăsta de trage, bivolul care trage. Da. Și... Ăsta e un fel de... Hai, da, bă! Da, da, care trebuie să atingă scopul. Da. Așa și eu, la... care e pe liniște. Mai e unul care e pe liniște total. Ai un budist de ăsta? Un... Aproape, da, un zen. Un karma zen. Și cum ori trăi toți trei acolo? Păi îți dai seama că lasă loc la fiecare și câteodată mai vin și preiau conducerea. Și acum? Care e ăla care conduce din în perioada asta? Bă, acum am un pic depresivul plouat. Da? Da? De la ce? Că e vară, vară, e soare afară. Asta e, s-ar putea să nu fie, să fie astenia de la primăvară. De la primăvară pe care n-am avut-o. Pe care n-am că avut-o. Și eu sunt astenic de primăvară și fiind vremea cum a fost, am exact. Trecut ușor peste moment. Exact. Și dar de ne fapt, atinge acum. Acum, da, da, da. Și ești așa, mă hârâ de la soarele ăsta și căldura s-a devenit 30 de grade, tot. Da, și asta e cu presiunea proiectelor. Tot am senzația că sunt într-o cursă la orice căcat, știi, ceea ce nu e deloc. Ai o glumă care nu a prins atât de bine la public când te așteptai? Pe care ai zis-o să te șocheze? Știu că sunt momente și eu am momente de astea în care zici ceva și publicul reacționează și ești le zici. Dar ai o glumă care ți-a părut genială și care n-a făcut poc? Și pe care să o repeți în neștire, să încerci să o dai, să o reeșapezi? Să încerci să o iau din alte puncte, da. Și să... Da, o chestie la care să ții, să zici, bă, nu o arunc, nu. Când mi-a venit, mi-a plăcut, îmi place mult, eu nu renunț la asta. Cred că aveam pe vremuri aia cu Bacovia, dar nu mai știu exact cum era formulată gluma aia. Clar e că era cu un skepsis și aveam eu pretenții foarte mari. Pretenții foarte mari în sensul că mie dacă îmi spunea cineva gluma aia, nu cred că râdeam așa din prima. Dar eu aveam senzația că e ceva și inteligent. Care era gluma? Nu mai știu exact. Ți-aș spun. Eu, cu mare drag. Eu în schimb am avut o glumă de care mi-e rușine și acum și am fost rănit atunci când s-a râs de mine. Mașina de stand-up trăiește mai mult cu voi toți. Nu e cea mai bună muncă ta. Păi da, bă, dar era țin sală, era cum ar veni final, că închideam și luam vacanță și cu aia am zis să o fac vouă, nu era pentru public, că voi erați în sală toți comedianții și am vrut să vă mulțumesc cu mașina de ce stand-up. Ce dracu comedianții atunci? Eram niște băieți. Mă, nu contează, care... dar am cântat și din reclamă, exact. Nu, foarte bună, dar dacă... Bă, dacă... știu că ați râs, eu am crezut că ați râs la glumă și după aia, după ce am coborât, mi-a zis că n-ați râs la glumă. Dacă știi ce nu exista în perioada aia, termenul ăsta, cringe. Da, oricum nu știu exact la ce se referă, ce înseamnă asta cu se cringe. Se referă la momentele ciudate, probabil, care... Asta înseamnă mortamă, nu? Tradus. Cred că da, da. Nici eu nu sunt de acord cu termenul ăsta. Cringe. Și a fost un moment cringe ăsta cu mașina de stăpă? A fost pentru că oamenii din public erau foarte... Ce are, mă, că nu era băiat. Pentru ei, pentru voi era, că voi erați mașina. Nu, nouă ne-a plăcut, nouă ne-a plăcut. Zim, dacă prinzi peștișorul de aur, ce dorințe ai cere pentru mine? Trei dorințe pentru tine. Păi sănătate, asta e clar. Da? Ca o, dă-o pe vocea de bătrână dacă tot ceri sănătate. Sănătate. Da. Așa. Asta e clar. Da. Așa. Nici nu știi mâine, poi mâine la ce radio mă vezi. Mă vezi și auzi. La ce medicamente, la fortificat.
fortificat. Pentru că îmi place să trăiesc sănătos. Le fă, mamă, îl faci să cum ar veni din... a lua pastila. Da, 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 e bun. Da, da. De sănătate. Așa. Umilință. Da. Umilință nu în sensul de... Nu, asta nu la asta mă refer. Nu al gras pe mine. La... Ce faci, domne, aici? La... Micuțul cu dorințele? Nu, nu. La a fi umil, adică. Da, să fiu... A? Humbleness. În engleză. Oh, sure, my... Of course, my horse. Așa. Be humbleness. Și... Trei... Să mai ai încă o dată în viață the big break from cum a fost la Sfirbinciu. Încă o dată? Mm-hmm. Nice. Da, cu altceva. Da, cu altă treabă. Eu îți urez pe de altă parte la fel de multă sănătate ca să le duci pe toate. Să slăbim amândoi. Mi-aș dori dacă ar fi. Bă, numai ce că 10 kg tu știi ce bine ar fi? 10, numai mult. Ca să putem să le facem, îți doresc copii mulți și fericire. Să-i faci. Să-i faci cu aia. Cu, cu ce? Cu karma. Cu karma asta? Cu karma asta? Faci karma asta, nu karma girl. Jerry? Karma son, karma mother. Son, mother, father, nu știu. Ce nimic. Son, mother? Mă gândesc la Doamne, karma son. Categorie porno a intrat? Da, mă, da. Ia să caut. Scot pe internet karmasan ăsta. Zim ce crezi că face? Pe internet karmasan ăsta? Da, mă, karmasan la alea. Intru pe un site porno. A apărut că vrei cumpăr... să faci un grătar poi mâine. Și ți-ai zis eu, bă, bă, ia de aia că-s bun, că-s de moș. Nu știu dacă ai mâncat vreodată karmasan. Bă, băiatul, am luat 3 bucăți. Bă, dar să vadă că zici karmasan și ai zis de la început karmasan, nu știi ce e la karmasan. Că nu e bun capul. La karmasan niciodată. Așa. Și ai pus, deci atâta, sare, da, piper și ai pus. Și la final asta trebuie să zici. Vrei să spun ceva? Eu îi mănânc și cruji. Deci eu la puieți. Da. Când prim puiet de karmasan, îl iau așa. Dar ai rupt capul înainte. Capul e karmasan, nu-i bun. Capul, da, asta am înțeles clar, da. Zici ce crezi că face Dăncilă, nu ai lămâie funcție? Lămâie și usturoi. A? Ce crezi că face Viorica Dăncilă acolo la... E consilier acum. Ce să facă săraca? N-a găsit ușa, cred că în momentul ăsta nu știe cum să iasă din birou. Dar cum o găsești ca imagine într-o zi normală de muncă? Pe la ora 10-11, așa, intri peste ea în birou. Ce face? Fă în ciorbă. În birou la BNR? În birou, acolo. Pe ce? Pe are o de-asta mică de voiaj? Așa. Ciorbă de karmasan. Și întreabă Mugurii Sărescu, doamna Viorica, ce făceați? Ciorbă de... Făceam, mă, mamă, ciorbă de karmasan să mănânce toată lumea de la birou. Da, am scos capul, capul nu-i bun. L-am aruncat. L-am aruncat. Vreau scurt să trecem prin momentul de la cu stâncile de pe Valea Oltului. Și azi, înainte să avem interviul ăsta, am trecut, am fost la Atra și m-am oprit la un dat că era drumul în lucru și știi unde m-am oprit pe mine cu mașina, exact. Deci cum era șirul de mașini, eu eram exact pe curbă de aia că a plouat și erau niște pietre, deci m-am gândit numai la asta și am zis, bă, cum ar fi să mor astăzi când am interviu cu micuțul diseară până să... Tu ai avut 3 pietre, nu? Una în față, una în spate și una lateral. Da. Care au căzut de pe... Erai pe Valea Oltului, erai cu un Citroen ceva... Da, Citroen Sara Picasso. Am zis că în momentul în care o să fiu foarte bogat, o să iau mașina aia doar ca să-i aduc așa, săptămânal să-i aduc ofrande. Vreau să-i aduc flori. Că te-a salvat. Da, miei morți. am glumit, nu. Miei morți? Știi bancul miei? Miei morți în... Asta e? Da, da. Atât de deci previzibil. Ai vrea să ai ăsta, Citroenul ăsta, să te duci din când în când să-i depui o floare. Bă, mi-a salvat, cred că mi-a salvat viața un pic. Și faptul că eram gras. Faptul că erai gras, că asta ți-au zis doctorii atunci. Că știu că vorbeam cu tine după operație. Și ai zis, bă, dacă n-aveai stratul ăla de grăsime, cred că era mult mai rău. Da, te făcea pilaf. În primul rând, cu piciorul zdrobit, și dacă era la gleznă, ci că muream în 30 de minute. Așa, 2 rupturi la ficat... Toate alea, tot ce era. Deci aia din față avea 12 tone, aia din spate 14 și aia de 7 tone care m-a lovit pe mine, practic, care a
băgat ușa sub mașină și au căzut pe rând. Bă, Bobu, îți dai seama că nu mai... Adică asta mă gândesc, că a fost un interval în care ai văzut aia... Nu. Eu mi-aduc aminte sunetul, în primul rând, că erau pietricele mici care s-au auzit așa pe tavan. După aia, brusc, parbrizul, nămol, pământ, așa. Ăsta care a tras de volan, ne-am învârtit... Și atât. Și după aia m-a scos din mașină. Ce am învățat noi din asta? Bă, în primul rând, că dacă ai vreo problemă la un moment dat, statul se pișe pe tine și nu o să... Adică dacă n-ai tu grijă și trăiești în acest mic paradis din mintea ta în care ai senzație că plătești niște taxe și că... conform legii, taxele aia sunt folosite pentru a-ți face ție zi, traiul ok. Nu, e fals, e fals total. Dar asta cred că deja s-a lămurit toată lumea, unul la mână. Doi la mână, că e bine câteodată să fii gras. Și trei la mână, că e nu știu ce se întâmpla, eu de fiecare dată îmi pun întrebarea asta. Ce s-ar întâmpla cu un om care nu e persoană publică? Pentru că tot timpul mă gândesc la părinții mei și dacă pe mine nu m-ar fi recunoscut cineva sau dacă la mine, de exemplu, la Râmnicu Vâlcea la spital, acolo de mumblau gândacii pe față, nu veneau prieteni vedete, că brusc după aia s-a transformat colectivul de acolo de la spital din perioada aia, a fost mult mai amabil. Și non-stop mă gândesc la părinții mei. Deci asta e o deducție de acolo, din toată întâmplarea asta, că dacă ți se întâmplă, Doamne ferește, ceva, te duci de suflet fără ca statul să te ajute niciun fel. Asta e clar, asta poți bag mâna în foc. Păi îi mai dau eu TVA-ul de mâine. Bă, ideal așa ar fi. Că... Păi nu, că așa fac. Și-mi fac altfel... o trupă de asta și fugim în munți. Pe asta e, în Canada. Ai grijă tu de copii. Da, cum să rămân acum? Mi-a dat Octav, știi că Octav te apreciază foarte tare și a început să uite la stand-up pe YouTube. La momente și mi-a scris, mi-a dat niște întrebări, nu poate să vină pentru că mâine are test la engleză, flyer sau nu știu ce. Am văzut cum era pe afară. Avea și liber, are și liber. Nu, dar era asta, era setea cu care dădea în minge, că se vedea că, bă, dau pentru ultima oară. Uite, mi-a scris 5 întrebări. Cine te-a ajutat să ajungi aici unde ești? Cine este? Bă, toată maestrul. Cred că toată lumea, dar na, îți dai seama că încep de la părinții mei. Dar toată lumea care mi-a fost pe drum lângă. A doua întrebare, care a fost cel mai ridicol moment din viața ta? Păi putem să luăm pe ăsta cu să-și strângă catrafusele și să aterizeze cu mama și cu tata la școală. E imposibil să nu fi fost vreodată ceva mai penibil. Asta nu mi se pare mai penibil de păi atât. Da, mai ridicol, mai penibil. Recent, mai penibil recent, când mergeam cu Nelu, aveam la Timișoara cu vreo câțiva ani. Da. Și ne-am oprit, înainte am avut la Craiova. Și la unchisul Robert acolo la teatru, la Cafe Teatru Play. Da, Cafe Play. Așa. Ai zis el, bă, hai să-ți dau niște vin de țară, bun. Da. Și eu știu că am stomacul îndoielnic, dar hai să vină, hai. Stomac îndoielnic? Da. Asta suna boală. Domnul micuț, m-am uitat pe asta, aveți stomac îndoielnic, vă dau niște colebin. Și? Ai băut? Și am băut, da. Și a doua zi am plecat, eu conduceam și nu știam că pe partea aia, dacă o iei spre Timișoara pe Dunăre, nu prea găsești benzinării. Da. Și la un moment dat am simțit așa în mine ceva, o luptă, și i-am zis Lunelu și i-am zis, nu, e mă, că trebuie să găsim benzinării mai încolo. Și am mers pe încredere. Și după aia am simțit lupta, dar era o luptă
pierdută. Adică era o luptă deja pierdută. Părea pierdută, da. Pentru că am și făcut greșeala să mă ridic așa de cur și să... Să-l lași puțin, să-l lași șire. Să trag un pârț. Care nu era pârț. El a fost pârț. Inițial. El, săracul, el a ieșit cinstit. Eu doar pârț. Eu pe aici a plecat, și... nu știu ce, am deschis geam, el s-a dus. Na. Ce era în urmă, în schimb... Dragi prieteni, ești lăsat să urme, să știi pe unde se întoarcă, mă. Bă, în urmă s-a întâmplat așa, am tras mașina pe dreapta, unde era câmp. Da. Deschis. Și am luat-o la fugă în câmp, așa. Deci gladiatorul pe repede. Că eu am și chestia asta, că dacă îți vine să faci caca și un moment de luptă puternică, tensiora, da, trebuie să dai corpului să simtă alte chestii, știi? Strângi de ăsta, da, faci niște chestii ca să-i atragi corpului atenția în altă parte, lovești de, da, de la presiune. Și luam spicul printre degete în fugă. Exact gladiatorul, da. Dar m-am oprit la un moment dat, pentru că săgețile... Săgețile războiului din tine spărseseră, da, calul troian. Dar am avut noroc că era un băț înfipt acolo. Da. Și m-am ținut de bățul ăla. De ce? Altfel n-ai fi putut? Băi, era destul de complicat că aveam niște pantaloni largi. Da. Și întotdeauna pentru mine enigma a fost că dacă îi dai până jos... Se face în jurul tău material. Te cași pe tine. Da. Dacă îi ții sus, e indicat. Problema e că de obicei când eu fac caca, fac și pipi. Deci trebuie să tuck it in. Da, 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 știu ce zici, da. Foarte complicat. În fine, m-am ținut de bățul. Un prieten care, apropo de asta, costumul de schi și când l-a tras pe el sus, l-a dat jos inițial, da, dar nu s-a gândit exact ce te-ai gândit tu la arie cât acoperă, că era cu clăpari și cu nu știu ce, și s-a căcat în el și când l-a ridicat pe tot, pe spate, pe... Păi, al tău. În fine, și m-am ținut de bățul ăla și treceau tirurile așa. În schimb, liniștea pe care am avut-o atunci, pentru că eu m-am căcat pe mine în fugă. Da. Și da, era așa demn ca acum? Bă, da, eram efectiv în sus. Dom'le! Treceau tirurile, mai claxonau așa, ca și cum eram o femeie bună. Și eu stăteam în mijloc. Deci le făceai cu mâna? Câmpul deschis și eu aici, uite, exact. Da, uite. Da, și... Bă, era o briză. Nu mai era nimic de pierdut, oricum. Doamne, adică asta, de... cred că la un moment ai resemnat și ai zis, ce se mai poate întâmpla? Mă, bă, câtă liniște aveam în mine. A venit curtea după aia repede cu niște reviste ce mai aveam prin spate, prin portbagaj. Să nu spui că erau și reviste de alea cu pagini de alea lucioase. De ochiate? Nu, nu, lucioase, că alea nu șterg în tin. Mm. Erau tot fel. Nu mai contează, da. Și ce? A, și slavă Domnului, un pachetel de șervețele. Pantalonii i-am pus bine. Da. Într-o pungă. I-ai păstrat. De la accident. I-am lăsat în bățul respectiv. Poate cine știe, o să mai ai bun om nevoie. Eu așa cred, să știi, teoria mea de ascunsă care pe care n-am scris-o niciodată, dar o să scriu. Eu cred că bășina cu stropi este de fapt bășina care vrea să se întoarcă la un moment dat acasă și își lasă urme ca să știe pe unde să... Aleas grăunțele? Da. Hansel și Gretel al bășinii. Uh-huh. Dar curtea, apropo de curtea, eu îl apreciez foarte mult pentru ceea ce face cu Turf Vlog-ul, mi se pare extraordinar și ți-am zis-o, i-am zis-o și lui. Curtea, crezi că este genul de prieten pe care dacă l-ai sunat pe la două seara să-i spui că ai omorât pe cineva din greșeală să vină să te ajute să-l îngropi pe la armenii? Sau, de fapt, care ar fi reacția lui? Bă, uite, l-am omorât pe ăla, trebuie să vii cu o lopată să mă ajut să-l îngropăm pe ăsta. Sunt doi oameni care ar face asta, el și cu Nicolae. Și curtea ce ar zice? Și curtea ar zice, ce prost ești, hai că vin. Și Nicolae când ar vedea cadavrul acolo? S-ar pune amândoi și l-am... Nu, dar nu ți-ar zice ceva? Curtea sigur ar fi cu chestii ingenioase, la modul cum îl tăiem, acid sulfuric, în ce cadă trebuie să băgăm cadavrul. În ce apă să-l aruncăm. Și Adrian? Și Nicolae ar fi ăla care fumează așa, să uite, zic, bă, da, prost mai ești. Așa și după aia ajută, adică pune mâna și...
Ai omorât un om, căcat, ai. Hai să-l băgăm acum, dacă tot suntem aici. Pe ce îți irosești banii cel mai mult și pe ce îți iroseai când erai adolescent? Bă, când eram adolescent, nu iroseam pentru că nu aveam și... Și acum pe trabucuri. Și acum e o plăcere, într-adevăr. Cred că da, trabucuri. Testul rapid, vamă sau Grecia? Vamă. Mămăligă sau cușcuși? Bă, ca mea. Zi repede. Nu supor zi repede. Zero. Loredana sau Delia? Zero. Depinde de ce. Da, Delia în principiu. Loft sau Nuba? Ce vrei? Loft sau Nuba? Da, loft, am zis. Loft sau Nuba? Nu știu, n-am fost niciuna, nici n-am. Trebuie să alegi una, n-ai cum. Ba da, am fost la loft la o petrecere. În loft? Loft, na. Valderrama sau Roberto Baggio? Bă, gama, și ce asta? Zi 1, nu contează. Valderrama, că sună din Harry Potter. Grigorescu sau Lucian? Interesant, dar Lucian. Ecler cu vanilie sau luptă în ciocolată? Sau ce? Luptă în ciocolată. Luptă? Da, luptă în ciocolată. Doamne, am crezut ruptă în ciocolată. Sau, da, ecler sau ruptă în ciocolată? Zi acum. Sună kinky, ruptă în ciocolată. Și eu tot asta mă gândesc. Și să și zici după aia să vorbești cu prietenii. Am băgat ieri o ruptă în ciocolată. Nu, am rupt-o pe aia în ciocolată. Păi nu, ea era deja ruptă, mă. A, era ruptă în ciocolată. Tu doar ai... Am o provocare acolo pentru fiecare invitat. Avioanele. Da. Nu avioane, sunt două belciugi, eu dau drumul la cronometru și... A, eu știu asta, am văzut, dar e greu tare ce vrei. Știu, știu, dar o să trebuiască să te cronometrezi și să vedem cam ce timp faci. A, și în funcție de ce, așa că ți-au mai făcut, nu? Da, e un fel de... Nu am făcut. Nu, 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 e de azi, trebuie să le separi, mă. A. Da, 3, 2, 1 și am dat drumul la cronometru. Înțeleg acum. Nu înțeleg nimic, îți dai. Aie! 19-19. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ești peste Sorin Bontea, dar ești încă sub Toni Grecu 6-75, Oprișan 12 secunde și Rait 8-67. Deci, cum mai a făcut Raid 8-6? Oricum ești bine. E dat indicii sau ce? L-a rupt. Tu înțelegi că l-a rupt, a tras de el și l-a desfăcut cu forță? Păi nu e normal așa. Nu e normal, dar provocarea este să le separi. Și dementul a făcut de două ori așa, a văzut cum ies. Și păi veneam cu flexul. Păi da, dar n-ai știut. Micuțu, ai 19-19. Crezi în numerologie? Da. Ce crezi că înseamnă 19, timpul ăsta pe care l-ai scos tu la... Înseamnă că 2022 o să fie cel mai bun an pe care o să-l am eu vreodată. Bravo. Uite aici, markerul, să-mi scrii ceva pe masă. Bă, dar dai foarte multe sarcini brusc. Scriem ce vrei tu oriunde pe masă, unde găsești loc liber. Să rămână. Nu știu, ne-ai simțit. Da, scrie acolo. Și eu între timp o să-ți dau o sticlă de vin pentru acasă. Aoleu. Recioto de la Valpolicella. Ah. Pentru carmastanul tău. Deci, dragul meu, tu știi de când am mai avut recioto de la Valpolicella? Dar este preferatul tău? A, e și Brunelli. Da, am gândit Brunelli pentru că știu că tu ești pe Bianchi. Și am zis să-ți fac o surpriză, dragul meu. Iartă-mă, dar din 2016 nu mai sunt pe Bianchi. Eu recunosc ce tău. Știi? Mersi, Micu. Eu îți mulțumesc.